doar că mă simt dezamăgită și nu mai vreau să vorbesc pe subiectul ăsta tot pentru ea. În primul rând, asta am spus, pentru că nu mai vreau, Diana, nu mai vreau să mai vorbesc pentru tine. De ce pentru? Atât, pentru că nu mai vreau să mai vorbesc. În primul rând că nu mă interesează. Tu ai zis că nu mai vrei să vorbesc pe subiectul ăsta pentru mine. Cum adică? Crezi că o pune într-o lumină proastă? Asta zic. Face mie un favor. Zic. Ce favor te pune într-o lumină proastă? O pune într-o lumină proastă? Dacă știu dacă aș fi fost în loc. Ligi, toate fetele din casa au părerea că te-ai pus într-o lumină. Toată casa. Diana, toată casa. Bun, atunci să vorbim despre subiectul ăsta. Hai. Să nu mi-o pus nimeni în buzunar bani, nu mi-o dat nimeni de mâncare din casa asta. Hai, Diana, hai. Sunt curioasă cu părerea lor. Dă-i, Diana. Dar nu-mi pasă. Vorbim până dimineața aici, frate. Subiectul ăsta, hai. Nu-mi pasă ce cred fetele din casa. Părinții mei, fetele astea. Nu-mi pasă ce cred fetele astea, că nu am ajuns la 28 de ani datorită nimănui. Da, și lumea de acasă te interesează ce zice Ligii? Doar susținătorii mei. Doar susținătorii tăi. Care susținătorii mei. Pe mine când m-ai certat, nu m-ai certat pentru lumea de acasă. Oare ce o să zică lumea de acasă? Nu o să mă vadă lângă tine. Acum nu te mai interesează de lumea de acasă? A, te interesa de lumea de acasă? Dacă nu, dacă vrei să faci monolog, dacă ne vorba despre tine și tu ai făcut o greșeală, nu te mai interesează de lumea de acasă, nu? Diana, eu am vrut să te ajut. Oricum, și așa că ești în continuu. Bine. Eu am vrut să te ajut cu ceva. Tu ai luat-o total pe dos. Greșeala mea, cum am spus și în gală, trebuie să-mi țin gurița închisă. Și să nu dau sfaturi la nimeni, să te lași să fii tu. Nu să încerc să te ajut într-un oarecare fel. Nu, acolo a fost greșeala mea. Diana, cred că mi-am deschis gura să te ajut. Dacă ai zis că nu mai vrei să vorbești pe subiectul ăsta spre binele ei, înseamnă că încă mai ai ceva pentru ea. Andreea poate să confirme, dacă vrea ea, bineînțeles, că i-am scris și i-am zis: băi, Andreea, sunt deranjată, dar nu aș vrea să-i zic în emisiune. Dar cine e Andreea? De ce n-ai simțit să-mi scrii mie? Dar cine? Pentru că nu am simțit, pentru că eu când am ajuns la hotel... Eu te-am deranjat? Nu. Mie. O, doamne, atâta... Lăsați-mă puțin... Gata, că deja m-ai enervat! Atâta zici, Ligi, cine e Andreea, ca și cum s-o fraieră. Atâta zici, cine e Andreea, dar cine e Andreea, cine e Andreea? Andreea, dar deja mă disper că tu zici cine e Andreea. Uite-te că ești cineva de aia. Ești intermediar. Păi dar nu vreau să te lasă sub linia. Păi dar cine e Andreea, deja mă enervez ca așa, ca și cum eu sunt zero. Ca și când mereu ar fi un om la mine. Păi și cu cine vrei să vorbesc, Ligi? Nu, am zis, de ce nu mi-ai scris mie, de ce trebuie să o bași pe ea? Bine, nu ești nimeni, așa da tu. N-o mai lua cu gura înainte și ascultă-mă de ce nu ți-am scris ție și i-am scris Andrei. Unul la mână. Eu am scris. Nu mi-ai scris, dar eu țin să mă rog. Diana, nu știu dacă mi-ai scris, eu știu că mi-ai spus, dar nu am vrut să-i spun. Că nu vreau să mă bag. Ai spus așa, ce-a făcut Ligi, m-a dezamăgit, nu e ok, nu m-am așteptat, foarte urât, să vreau să fac un cuplu pentru 1500. Da. Dar nu, Pirui, Ligi n-a zis, în ideea că, bă, dar de ce îi zice? Dar normal că nu în ideea. A zis în ideea că trebuie să-mi zici. În ideea că dacă pe Diana o deranjează ceva la mine, să vină să-mi spune. Alo, mă ascultă și pe mine ceva aici, că toată lumea știu că părerea și pe mine mă ascultă nimeni. O să spun imediat de ce nu i-a scris Ligi, pentru că după, i-a mai dat un mesaj vocal și nici măcar nu mi-a deschis mesajul vocal. Și după aia trece pe lângă mine, coboară, nici măcar nu-mi zice bună. Am zis și bună la toată lumea, Diana. Ceea ce m-a deranjat la ea? Nu. Oameni. Eu nu stau să caut prietenie cu nimeni. Am zis bună la toată lumea, frate. Oameni buni. Tot eu am simțit nevoia să-i scriu, atât timp cât ea nu m-a băgat în seamă, ce să fac, să-i dau mii de mesaje? Băi, cum i-a scris Ligi la Bianca, că-i pare rău, așa trebuia să scrie și la Diana. Birana, bravo. Pentru că ea a greșit față de Diana. Nu Diana față de Ligi, să-i scrie Diana lui Ligi. Și plus de asta, plus de asta, cum a putut să scrie la Bianca, scrie și la Diana. Și ea să le dea prietenă cu Diana, dar văd că nu e așa. Eu exact. Știu foarte bine, dar de așa Diana nu-i nimic. Interese, așa. Asta nu mai mult la Bianca decât la tine. Voi nu sunteți în măsură să vorbiți. Ce-i mare? Dacă nu a fost prietenă sau mea. În primul rând, dacă am o supărare, eu nu sunteți cu Andreea. Ok, cum dacă pe interes. Las, eu am cunoscut eu știu că am fost prieten. Andreea. Ok? Dacă erai prietena cu Diana, plângeai cu prietena ta în emisiune și spuneai că, Doamne, să nu facem atâta tam-tam. Când fata asta, Dana, plângea acasă, tu și Berna n-ați fost curioși de ea. Cine eu cu Berna? Să mie să-mi spui, da? Când? Ba mai mult prietena ta făcea nu tot pe cea mare. Hai tu, fată, cum să fiu curioasă cu ea? De acum, după ploaie, ai venit și făci umbrelele. Wow, ce n-ai că n-ai că n-ai. Nu sunteți deloc. Nu sunteți deloc. Nu sunteți deloc. Faceți un circ ieftin aici. Că fata asta a oferit la mine din cauza ta de trei ori tu. E un circ ieftin ce faceți voi doi, să țineți minte. Tu ești. E un circ ieftin ce faceți. Numai circ ieftin aici. Tu ești clovnul de aici. Circ. Unde nici măcar nu plătesc oamenii. Dacă ar fi să-i lase, poate să intre gratis la circ. Dar crede-mă că plecăm acasă. Eu machiaj ulare. Pasă-mă, frate. Nu-mi spune tu mie câte prietene am fost fetele astea. Că nu sunteți voi în măsură. Voi păstrați-vă. Am fost, fata mea, eu am fost cu Diana prietene la început.
și s-a produs o ruptură din cauza ta, că îi băgai tu prostii în capul ei, înțelegi? Și Lici, dragă, eu nu eram în măsură ca să-i spun ceva la fata asta, cât e fata asta o să ridic cauza ta la mine, tu! Și plus asta avea și tala să zic, că nu mai vorbi, mai fă, mă deranjează dacă stai cu persoana aia, pe bune, 28 de ani. Grădiniță, 28 de ani. 30 de ani degeaba, hai, lasă. Chiar simți nevoia să ai dialoguri cu mine? Da, draga mea, simt. Vorbeam cu Diana, fata. Uite, și eu simt să am dialoguri cu tine, uite, unde așa am eu chef. Unde sunteți și voi doi? Ia uite, Elora, nu știu cât am chef să am dialoguri cu tine, nu te înțeleg, care e problema ta? Suntem într-o casă, da, Doamne ajută, că de aceasta e mai să vorbim, nu să tac, să, ce? Să te pup în ce vrei acum? Pupe mine, nu te vreau. Că eu nu spup. Păi dai, dacă îți dai două calde, imediat ascultă. Pupe mine, viața. Dacă zice ceva de dacă mă compor frumos cu tine, în afară, să înseamnă că am bun simț, nu că... Fața o deranjează. Tu ai bun simț. Unde ai bun simț? Săracii de voi, câtă milă îmi creați. Ne-ai de tine. Vai, Iisus, se ajută. Pirui! Pirui! Trezirea, Pirui! Ce zici, Pirui? Da, ați trezită. Pirui, cine ești tu în emisiunea asta? Nașură, dar ce s-a zis tu, Pirui, dă-i repetă, fata asta, cine ești tu, cine Pirui? Cine ești tu, mă, cine ești? Că cine, că tă Pirui, că nu cine știu ce, cum tu, o să zic ea. Interpretați-o cum vreți, că nu mă interesează. Cine ești tu, mă? E, nu e cine mami, ești, Pirui, nu e mami. A, am înțeles, voi, ci că vreți nu să mă puneți toți împotriva mea. A, și ce o să pierd? La 30 de ani, mama! Că pierd eu. Mama! Nu duce pasta ca face pe belulusoră mea așa. Mama, cum faci tu? Stați liniștiți. V-am mai spus, puteți să fiți toți. Toată casa. Te dai prin aici, prin emisiune, mama. Nu te iubește nimeni. Dar am plecat de acasă de mult timp, mama, mama. Mă iubește cine trebuie. Nu crăm. Că n-am nevoie de cantitate, am nevoie de calitate. Tu n-ai fost acasă, știi? Nimeni. Trebuia. N-ai nimeni aici. Dar nu vreau să mă iubească nimeni din casa asta. Că nu trebuie să mă iubească fetele. Și voi, băieții, nici, nu, nici atât nu vreau să mă iubiți. Că nu vă vreau pe niciunul de iubit. Așa că potolește-te. Că cine te vrea pe tine? Asta e întrebare retorică. Trebuie să mă iubească nimeni. Cine te vrea pe tine? Cine te-a vrut vreodată? Pe cine am vrut eu? Stai așa un pic. Stai tu liniștită. Și pe iubitul tău l-am pus la poartă. Da, da, da. Te-ai mai pus pe mine? L-am pus la vrut doar o noapte. A, stai, că de fapt nici măcar la rezervă n-ai. Eu zic si auzi, până pe inimă, auzi, acum, și pe Biblie. Te-am făcut și eu, și Sergio, te-am făcut, te-am lăsat. Mai ales, te-am făcut și Andy și Cătălin, ești ultima speță de femeie. În câteva luni ai fost acum 4 sau 5 băieți. O dovadă. A, mai de mă, că s-a vorbit asta, s-a dovedit toată chestiile astea. Așa Andy că... a spus în emisiune că n-a avut nimic cu mine. Deci te contrazici singur. N-ai mai urechile la, nu? De Cătălin, ce invenție ai tu și ce bârfe umblă printre voi, e fix problema voastră, nu mă interesează. Sergio a fost altceva. Cu Sergio nu m-am culcat, cu tine nici atât. Da, așa că nu mă interesează. Bine, sigur, te crede și lumea. Tu cu mine nu te-ai culcat. Te crede și poate te-ai distrat, imaginându-ți niște chestii, că ești obsedat de mine. Asta e partea a doua. Pentru că pe tine te crede lumea. Dar tu cu mine în viața ta nu te-ai culcat și nici nu o să te culci. Tu mai trebuie să naști de un milion de ori ca să ajungi la mine. Lasă că sunt culcat alții. Mă joc pe rete în București cu asta ca tine. Te pup, papa. Ai înțeles? Te cumpăra machiaje, mai ai bani să-ți cumpăr machiaje. Sunt promo dacă vrei. Auzi? Zii, și la ce mă refer, și la ce mă refer. Zi, mai bani de machiaje, vrei să-ți dăm cu Berna? 100 de lire, vrei? Cam atât era, 100 de lire, vrei să-ți dau? Ți-am închis gura, vezi? Așa că stai cu minte. La prostie chiar nu pot. Stai cu minte, că ești ciufat, așa că vrei să dai 100 de lire? La chiar nu pot să mai ții un tuș sau un rimel? Așa că stai cu minte că nu-ți merge cu mine. E pe tușul meu, tu mănânci 2 săptămâni. Îți închid gura când vreau eu, ai înțeles că pot. E pe un tuș de-a meu, tu mănânci 2 săptămâni. Îți dau 100 de lire, n-ai cu bani să-mi plătești mie machiajul. Îți dau 100 de lire. N-ai în viața ta bani să-mi plătești. Tu nu mai dai retur la magazin. Dacă vrei să mai dai retur, dai 100 de lire. Te duc și acum un tuș din geantă care costă 400 de lei. Acum să vrei? Exact cum ai tu. Ia, mai scump decât a tău. Ia. Acum să. Te-am închis gura, așa că stai tu cu minte și mi-ai dat tu arfă, mi-ai dat tu, doamnă. Pâș, că te dai că ai, că nu știu ce, dar ești lipită. Dar cea mai săracă, oameni, vă rog frumos să faceți donații. Îți cumperi 200 de lire machiaj și afară cu ele, stai o oră acolo. Vă rog din toată inima. Te luci înapoi la magazin să dai n-am retur, ce mânca zis, și nici n-am ce îmbrăca. Vă rog din toată inima să faceți niște donații. Ai rămas șocată când ai zis chestia asta și știi că e adevărat. Așa că stai tu. Nu știu despre ce vorbești tu. Ești un om foarte penibil, cum ai fost mereu de altfel. Și nu mă interesează părerea ta. Am. Prostiile tale nu le comentez mereu. Doar când mă plictisesc. Și acum sunt foarte plictisită. Nu mai... Te-ai reieșit-o. Și o să stau liniștită. O să stau liniștită. Lasă, draga mea, că aduc, și tu ești suită. Ți-aduc 100 de lire, nu vrei? Te ajut sau nu vrei? Sau vrei 200 să mai ții ceva pentru plâncene? Nu vrei 200 să mai pui și pe aceea.
Nu râde tu de iubitul meu cu sufeia la... Argumente. Argumente. Că tu ești căcănată și să argumente. Vai de viața ta, argumente. Bă, și ce care fază, asta e hazul meu. Ce care fază, asta e hazul meu. Ai înțeles? E frumusețea mea, e hazul meu. Asta e hazul meu. Am comparat cu tine, eu am ce să-mi iau de mâncare. Iubi, dar spune atât, doar învață să mergi drept și gata. Așa merg. Învață să umbli drept, dragă mea. Da, fratele, Sergio. Mai încercați, mai încercați. Umbli cum fac eu cu ochii. Mai încercați. Vai, ce circ ieftin creați, Doamne Iisus. Dar numai tot, trebuie să las că le dau eu, că eu știu ce să-i zic unde doare. Vezi niște circari, asta sunt. Bună ziua! Bună rămână! Este ultima săptămână! Oh, perfect, doamna Andreea! Ura! Săptămâna mare! Simțiți? Da. Foarte. Serios? Da. Da, pe vocea dumneavoastră. Da? No. Ultima zi, Andreea. Bun. Dumneavoastră simțiți, sunteți foarte fericiți. Ultima zi, nu am plâns mai devreme. De fericire, nu? Nu credem că ați plâns. Serios. De fericire, dar ce e așa greu de crezut că plânge de fericire? Că scăpați de noi. Că scap de noi. Că scăpați de noi? Da. Nu, să stați, doamna Andreea. Ați plâns că vin ăștia din sezonul 3. Ați văzut noi concurenți, cred, nu se compară cu noi. Ce ați plâns, nu? Mai. Aoleu. Ce? Filio? Doamne, eram atât de emoționată și mă pregăteam să zic de ce am plâns, dar l-am văzut pe Filip și mi-a trecut. Filip, ce ți-ai făcut? E creastă de cocoșă. Lui Liviana îi stă bine, dar acum vă dați seama că mă feresc să-mi fac complimente. Dar Andreea, ați rămas cu asta? Eu? Încă ați rămas cu chestia asta? Cu ce? Păi eu chele. Profesional nu-mi permit să fac greșeli de genul ăsta și nu mă așteptam să spun cuiva că e drăguț, că e frumos și să aud că cine știe ce alt. Doamne, iar doar... Asta e cea mai tare. Măi, vă dați seama că ați fost norocoși? Da. Pe asta spuneam și noi, Andreea, că n-am mai simțit emoțiile astea ale eliminării de 3 luni, de 2-3 luni. Vă dați seama cum ar fi arătat? Iar uitasem cum e să stai și să tremuri. Da. Nu vreau să-mi spuneți cu cine votați, vreau doar să-mi spuneți pe cine nu votați. Dacă sunteți hotărâți în ceea ce privește votul pentru marea finală. Greu. Sunteți pregătiți? Nu știm cine o să fie, da. Și atunci... Păi, în funcție cine o să fie, în funcție de calcule, acum dacă are șansă cineva să câștige. În mintea voastră, nu v-ați ales deja un om? Oarecum. Păi dacă... În sufletul vostru, nici nu contează. Să zic, eu aș vrea să votez pe X. Eu pe Merna. Și eu pe ăla. Bad? Normal că e cu prăjele. Nu mai faceți. Întreabă... Mă, dacă aveți... La băieți, cât... da? La fete, nu. Da, eu mi-am ales. E ca și cum, nu știu... Am oamenii să le fac așa. Da? Bun, foarte bine. Dacă se întâmplă să nu fie el, să nu ajungă acolo, asta e partea a doua. Dar dacă voi aveți deja în suflet pe cineva... Da. E bine. Mă bucur. Săptămâna aceasta... E bine tot. Poate că o să vă facă să vă schimbați... deciziile, mă gândesc. Filip? Da. Berna? Berna, prezent. Gigi. Deja ce aveți cu fata asta? Noi n-avem nimic. Păi, doar că ea în gara trecută a spus clar că... Cum ar veni să lua de Filip, că nu știu ce face pe aici, pentru fațete, pentru se roagă, pentru bani, sau nu știu ce a zis. Nu ai început să mă atași cu fiția cu care ai început să mă nu vorbi peste mine, că eu am vorbit prima. Te rog frumos, ai respect, că eu nu m-am băgat peste tine când vorbești. Tu ce înseamnă respect? Da, da. Poi să-l cer când o să știi ce înseamnă. Ce? Noi ne-am deschis subiectul. Aoleu, dar tu ai respect și bun simț. Mamă, ești sfânta, maica pe. Eu sunt Ligia Dolhan, adevărat. Sfântă, vrei tu să... Și cum ar veni după aceea, ea, deci și înainte ne spunea mereu, Berna cu Filip vor materiale, că Berna cu Filip se ruptă pentru 1500 de euro, mamă, că de unde sunteți disperați după bani. Și ia uitați că în gala trecută, doamna asta, Ligi, a zis că Gabi, facem un cuplu pentru 1500 de euro, dar nu contează, că nu trebuie, nu contează dacă ne pupăm, doar să câștigăm bani, că te pup și pe guriță. Mua! Crezi că ar fi făcut un cuplu fan? Da! Știai cum să o zici. Da, ar fi făcut. Dar toată lumea crede asta. Lasă-i să vorbească, Andreea, nu îmi pasă. Deci, drept urmare, știam că cei care nu mă suportă, astăzi veți ieși la ideală. Așa, doamna Andreea, asta e cea mai... Dar de la mine și Filip știi de 5-6 luni. A dat așa că nu poți arăta ce-am putut să-i zice. Dar la restul te referi tu.
Nu la mine și la Felică, știi că noi te suportăm. Nu mai da vina pe noi doi din nou. Dacă se pune materialul, o să se vadă ceea ce ai zis. Cum ar veni atacat-o pe Deana dacă tot suntem așa. Tocmai așa atacat-o pe Deana. Da, da, Andreea ți-a spus. Dar n-are logică ce spuneți voi, că eu sunt disperată de banda. Eu nu stăteam 6 luni aici fără niciun premiu, dacă eram atât de disperată. Că ți-ai pentru banii de salariu să dai. Asta că dai urât. Gen, că nu mă interesează. Eu aveam atât de vorbit. Nu e cazul. Ba da, vrem să luăm și noi ceva. Pentru că să-i lucidați misterul. S-a jucat cu mințile noastre, dar am vorbit foarte serios. Și acum în spate, pentru că a tras atenția. Ia l-o adus. Acum a venit și a adus, a zis că se joacă cu mințile noastre. Eu trebuie să aduc un vor ei. Eu trebuie să aduc de fiecare dată cu un vor ei. Ai vorbit serios. Acolo părerea voastră, dar nu mă mai stresați, fraților. Material. Da, pentru voi special o să fac materialul. Pentru că tu ai auzit, tu ai conștientizat după că nu ai zis bine, de asta ai venit azi aici. Cum să conștientizez după? Cum să conștientizez după când fac asta? Bine, mi-a spus în gală, da, la nici 5 minute. Bine, fata asta mi-a spus în gală. Andreea nu mi-a spus după, nu mi-a spus la hotel. În gală, Ligi, nu mai vorbi așa că lumea o să te judece. Nu ți-a zis așa. Nu. O contrazis și pe ea. Ai zis chestia aia și apoi te-a dat seama de ce ai zis. Ligi, am fost ochi și ochi și urechi. Nu mai zici așa că lumea o să te judece. Nu mi-a spus la materialul. Nu mă interesează. Lasă-i să creadă ce vor. Nu mai zici așa că dai urât. Nu este frumos ceea ce zici. Mă rog, tot. Nu, eu am spus că nu mă interesează. Că nu interesează. Și acum, noi toate fetele am rămas uimite. Da, recunosc că am vorbit și la hotel. Am zis, bă, stai un pic, că s-a văzut foarte prost din partea lui Ligia. Asta am spus toate fetele. Să zică că face cuplu pentru 1500. Da, chiar a dat urât. Și acum, probabil că a auzit sau asta și-a calculat. Și de asta a venit azi, hai să zică că ea să joacă cu mințile noastre. Da, am de asta a zis așa. Asta e și ideea. Acum ai vorbit cu Ligia. Dacă te jucai cu mințile noastre, ea să zică. Dacă mă interesa, nu voiam să dau prost, cum spuneți voi, în următoarea secundă când fac asta. Mi-a atras cică atenția, am schimbam traiectoria. Nu, nu, ai dat, n-am făcut aia, pentru că nu m-a interesat. Nu știu de seama, nu știu de seama. Ai tot o repede. De asta suntem în competiție. Ai fost aprobat. Bine, comentați voi, că nu vă gândiți cum ar veni. Serios, nu stau să mă lupt cu morile de până. Nici eu nu stau să explic ceea ce nu înțeleg. Cum ar veni. De ce să zic? Și repet, dacă eram atât de disperată, nu stăteam 6 luni fără niciun premiu. N-am câștigat deloc, deci are logică. Nu are deloc. Nu vă vreau eu, nu că nu mă vreți voi. Stați așa. Sunteți blândă. Andreea, eu asta mumie nu vă vreau. Mumia nu vă vrea, stați liniștiți. Calmați-vă. De când am apărut cu voi pe ecran, nu m-am jos, mă duc. Din auzi, în ziua în care m-am dus la Bernat, mă cunosc cu Bernat, ce bun să plângi când m-am dus la Bernat. Doar în jos mă duc cu voi. Cum ai dat-o așa cu mine, că e greu. Nu sunteți atât de important. Nu mai zici niciodată, pa, eu ți-am zis. Ce mă interesează că i-ai dat o viteză la se poate? La piață e greu să fac. Cer scuze, Andreea, dar nu pot comunica. Stai puțin, că încerc să-mi aduc aminte. Parcă ai adus mesajul aici în emisiune. Exact. Și în care îi spuneai că... Nu mai vreau să avem nimic, ca și la revedere. Eram în România atunci când am avut... Era mesaj vocal. Eram plecată cu Andreea, am avut un eveniment la Sibiu. Și știe Daiana? Perioada. Doamna Andreea, eu atunci... Știe, pentru că l-am arătat e simplu. Și știe. Eu de mult vreau să scap de ea. Ați înțeles? Da, da. Când erai la Sibiu, draga mea, să știi că Filip și am o deblocat înainte cu două zile, înainte să pleci. Eu vorbeam cu Berna. Și am a deblocat și pe Instagram și pe WhatsApp, eram deblocată, să știi. Eu vorbeam cu Berna în perioada aia. Eu vorbeam cu Berna în perioada aia, m-am plicat de Berna, am stat cu Berna. Chiar când ai plecat înainte cu două zile. Și a zis, a zis, băi, ce ea că mi-era mie la revedere, că am început să plângă că m-am plicat de Berna. Așa că tu mi-ai dat ea, așa că eu am lăsat-o, i-am zis, pai, că s-am scuze, că a fost acolo, că nu știu ce, că a spus. Am avut probleme de sănătate, stai liniștit. Și dacă vrei să știi... A, și atunci am o dus la spital. Da. Mi-am morțit mâinile, nu mi le mai simțeam, mai aveam pulsul foarte mare. Da. Te rog să te abții. Auzi, păi ce, ia, că ai oamenii ăștia jignesc. Când erai tu la Sibiu, eu cu Filip trebuia să ne vedem. Dar nu-mi pasă. Eu, nu îmi pasă. Așa am spus că am o brază. Nu mai suport. Pentru că atunci, azi, atât de obositor, că nu știam cum o să fie și trebuia să mă văd cu Filip atunci când tu erai în România. Da, și n-am față ca voi. Ai vrut să o înșeli pe Ligi? Doamna Andreea, mi-a plăcut de Berna de la bun început. Din noiembrie vorbim, doamna Andreea, până dimineața. Eu am înțeles asta, dar nu, nu trebuia mai întâi să te desparți de Ligi, nu? Ca să... De ce? Ce legătură are? Dar nu era un preu, era vorbit cu Berna și ușor, ușor făceam pe asta să se îndepărteze de mine, să-l scap de aia cât mai frumos, să nu o dau așa. Și am lăsat-o cum a trebuit. Și și-a bătut eu, toată lumea de-a părut. Săracul de tine. Nu știu, ăștia în ultima săptămână cred că vor să arate cea mai urâtă placa lor. Altă... A ta? A ta? Nu, te arătăm ție fața. Nu, 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 m-am mai spus și în gală. Îți arătăm fața ție. Nu, vă arătați pe a voastră. Îți arătăm fața ție, că ești femeie falsă și mincinoasă. A mea cu ce? Ești pe a voastră. Adevărul de tine. Cu ce minte, Ligi? Doamna Andreea, cu multe. Dacă pune și... Spune-le alea multe. Și ți-ai apropiat față de auzi că ești... Asta înseamnă că e în adevăr. Că nu-i adevăr. Păcat să le întâlnim în ei, dacă tu asta minte. Ai înțeles? Mă, dacă aveți așa multe minciuni despre mine. Tot.
ești cea mai mare vorbitoare din casa asta. Nu zic că e păcat să le țineți în voi. Cea mai mare vorbitoare din casa asta, vorbești ură de toată lumea. Așa. Minți și de aici, te de aici linuiești. Așa sunt cuvintele oamenilor cu care m-am certat de acum două săptămâni. De ce nu intervine nimeni să o ajute? Nu, nici Andreea, vreau, Bianca, Ela. Chiar nu vreau să intervină nimeni. Mă duc să te descurc. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați. Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.